Bun găsit, dragi prieteni, într-o nouă călătorie în lumea teatrului, într-un nou an și într-un moment are frumos. Așa că vă spun la mulți ani pentru noul an, le spun la mulți ani sărbătoriților de astăzi și spun la mulți ani invitatului meu sărbătorit astăzi, Ioan Andrei Ionescu. Bun venit la mulți ani! La mulți ani! La mulți ani tuturor românilor care sărbătoresc astăzi Sfântul Ioan! E vorba de 2 de milioane de români, sunt mulți. E cu chef azi. E cu chef, e cu bucurie, e cu veste. Asta e important, că vezi, punem cheful pe primul plan și mai uităm de lucrurile pentru suflet uneori. Vestea, vestea este cea care guvernează această zi. O să-mi dau căștile astea jos și voi încerca să vorbesc așa cât mai direct în microfon, cum am fost sfătuit de, co de colega ta. <laughs> Totul este până la a, a o asculta pe Mădelina, pentru că în modul ăsta suntem a, live pe 98,3 și ne auzim și ne vedem pe Facebook-ul București FM, așa încât acolo și vedeți pe invitatul meu de astăzi, ca de fiecare dată, și când nu-l vedeți în studioul Bucurește FM, pentru că, na, am acceptat această provocare de a continua o discuție, am făcut un a, arc peste timp. Da, peste un an întreg. Nu ne-am mai văzut de ce ai făcut de anul trecut. Ce da, ai făcut de anul trecut încoace. <laughs> Dar îl vedeți întâi de toate la Teatrul Național. Asta e important, asta trebuie, să țineți. Nu trebuie. E frumos să țineți minte, să vă bucurați sufletul cu niște spectacole. E ca o invitație, să spunem. M-am vrut să vin aici. M-a bucurat întâlnirea noastră de data trecută. Am simțit așa că s-ar putea să găsim încă o oră de de pălăvrăgeli importante. Păi hai să pălăvrăgim <laughs> atunci, hai să dăm întâi de toate câteva repere pentru cei de acasă și anume că pe în data de 12 ianuarie e o nouă reprezentație cu Zoro, recenta premieră de la Teatrul Național și n-am apucat să povestim două lucruri data trecută, așa că uite, era necesar să continuăm dialogul nostru n am apucat să povestim despre text, despre autoare, despre text, pentru că și el în sine are o poveste. Hai să da, pun Margareta aici. Mazantini e o scritoare, o scenaristă celebră, nominalizată la Oscar pentru un film cu Penelope Cruz. Soțul ei este un actor de renume în Italia. Pentru, ea a scris acest pentru el a scris acest text. A pornit ca o nuvelă. El se joacă acum în Italia, dar nu este un text dramatic. Este un text de citit, de lecturat în fața oamenilor, Transformarea lui într-un text dramatic, transformarea lui într -o, ca într-o piesă de teatru, un scenariu pentru o piesă de teatru, pentru un spectacol ulterior, este făcută de Toma, Toma Dănilă, prietenul și uh, mai mult decât prietenul meu. Uh, suntem uh, ca frați, așa mă simt, uh, ca frații în, ale actoriei și ca frații în a artele spectacolului, um, dramatizarea îi aparține și uh, e foarte frumos cum a lucrat-o pe viu cu mine. În mare măsură, traducerea și dramatizarea a fost făcută ca material brut până să mi ofere textul în față, acum 5 ani și mai bine, uh, și uh, când am apucat efectiv de lucru, acum. Câteva luni, câte să fie vreo 4, 5, um, tot textul pe care l-a tradus am putut să-l să spun fără suflare în o oră 40, o oră 50, fără suflare, fără pauză, fără nimic. Mi-a venit să-l citesc ca și cum ar fi fost vorbele mele, ca și cum ar fi fost într-o. Vervă de necontrolat, permanență uh, a arderii cuvântului, după care a început adevărata selectare a părților din text importante, cele care trebuie neapărat să rămână, cele care fac firul roșu al unei povești, care să poată să fie înțeleasă, nu doar să fie expusă. E un drum pe care l-a făcut textul ăsta în uh, mințile noastre, în mâinile noastre, asta e imaginare, um, un drum pe care uh, acum, uh, uitându-mă înapoi, îl văd uh, ca, pe o, um, ca pe o căutare prin textul respectiv a ceea ce putem noi să, în noi să descoperim. A fost o căutare în noi înșine, în mine cel puțin. Eu am simțit... Uh, ca o, un material de disecție prin acest text. Mai ales că mărturisei tu data trecută că prima oară când ai citit textul, n-ai rezonat. Nimic. Nimic n-a rezonat cu mine cu, din textul respectiv. Din textul Zoro. Zoro, un pusnic pe trotuar. Nu aveam încă experiențele care să mă poată pune în pagină, în, în, în poziția, în, în, în direcția Citirii și înțelegerii acestui text. Nu știam foarte bine ce înseamnă singurătatea, nu știam foarte bine ce înseamnă. sau atât de adânc și atât de singur n-am mai fost decât după ce mi-a fost prezentat prima oară textul. Atât de singur necesar înțelegerii lui. Um, Vorbeam data trecută de falimentul personal, care este esențial pentru a putea să... Um, să, nu, să nu te oprești la suprafața citirii unui text. Să nu te um, minți pe tine însuți în momentul în care încerci să-ți apropii un text. El trebuie să devină al tău. Dar dacă nu-și găsește un lăcaș, un loc, o, pe aici a mai trecut o apă. Și dacă lăsăm, iarăși o căldare mare de apă, ea va curge tot pe același făgaș. Deci drumul făcut deja. Tu trebuie doar să pui apa. Așa s-a întâmplat și cu acest text. Acum cinci luni când a venit Oma cu el la mine. Și a găsit drumul imediat. Și ați găsit și, ca să citez titlul proiectului, programului de la Teatrul Național, ați găsit uși deschise. Am găsit uși deschise, într-adevăr. Mm... Sub acest tip de proiect, primul proiect care a fost făcut în teatru Național, ba nu, nu, nu primul, dar printre primele proiecte făcute în teatru Național, sub acest uh, titlu Uși deschise, um, a fost Anonimul Venețian, pe care l-am început cu uh, Vlastănescu. L-am continuat eu cu Ilinca După care a venit Caramitru și l-a pus în pagină Și acum este spectacolul cu care ne îndreptăm spre a 200-a reprezentație Împreună cu Ilinca Goia Ilinca, Pentru cei care n-au apucat să vadă Deși ar fi păcat o, să nu vadă acest spectacol O actriță minunată cu care mă înțeleg foarte bine Din ochi, din priviri, imediat îmi creează surprize îi creez surprize, niciun spectacol nu seamănă cu celălalt, și în același timp structura lui rămâne aceeași. În sensul bun al cuvântului, să-i da, da. spunem. Să vină lumea să vadă. Um, e foarte interesant că anumite spectacole își păstrează curățenia chiar dacă ele își găsesc libertatea de a fi diferite de la rundă la rundă. E ca și cum ai intra în ring încă o dată cu același boxer, cu aceleași, boxe, aceleași mănuși, care au devenit mai vintage, care s-au umplut de tot felul de uh, lovituri, uh, fără să-l atingi pe celălalt. Într-adevăr. Dar jucând dansul acesta al pândei, al uh, dragostei, al uh, corzilor în care ești pus, al uh, corzilor din care ieși, al uh, câștigării centrului de ring, e un dialog foarte frumos între mine și Ilinca și uh, între mine și povestea în sine și între mine și Veneția și între Ilinca și Veneția. E un dans pe care îl facem aproape a doua sută oară. Și îl veți mai face, sunt convinsă. Să vedem. Pre bucuria voastră și a noastră, în egală măsură. Acum, eu am venit cu o mare bucurie să te revăd aici, în toată discuția noastră, lăsată așa cumva în, într-o undă suspendată data trecută, în decembrie când am fost, ultima ta emisiune din decembrie, din anul trecut. Și acum vin la prima ta, e o provocare, pentru că acum am senzația că vin cu o nouă energie. O energie a celui care uh, mărturisește, sunt dator, așa cum. Dacă tot este Sfântul Ioan, dacă tot e vorba despre mărturisire, dacă tot e vorba despre vestire, sunt dator cu o mărturisire acum în ceea ce privește meseria mea. Uh, de data trecută și până acum, mie mi s-au schimbat niște uh, poziționări față de cum percep eu munca mea ca actor. Și despre asta aș vrea, în primul rând, să vorbesc. Pidei foarte frumos să începem Anu, cu astfel de discuție. Pentru că dacă atunci când am intrat în facultate, nu știam de ce fac această meserie. De ce ați intrat? De ce ați dat la facultate? De ce? Acest de ce? Era o mare întrebare pentru fiecare dintre noi și fiecare încerca să găsească cât un răspuns dintre studenți, să un răspuns mai uh, elaborat, mai uh, intelectual, facem pentru public, facem pentru. Unii chiar aveau curaj să spună fac pentru mine, că mă simt bine, uh, fac pentru faptul că găsesc o echipă cu care mă înțeleg. Toate răspunsurile astea sunt valabile. Dar răspunsul principal, adevărata motivație, ea se schimbă de-a lungul unei cariere. Și dacă la mine a plecat din punct de inconștiență și intuiție cum că asta trebuie să fac, după care mi-am descoperit rădăcinile adevărate pe care le știam atunci despre de ce vreau să fac această meserie, despre faptul că mi-a plăcut filmul foarte mult, că am fost dus de tata de mânuță la cinematecă de mic copil, pe drum am descoperit că influența principală pe care o are meseria asta asupra mea este conștientizarea a cine sunt eu, descoperind în fiecare, ro în fiecare rol, în fiecare uh, seară ceva nou despre mine, despre ce conțin. După care, încetul cu încetul, s-a transformat într o încercare de a fi cât mai adevărat pe scenă. Aproape în a confunda calitatea adevărului nu situațiile, ci calitatea adevărului de pe scenă sau din film cu adevărul pe care îl trăiam zi de zi. O confuzie voită, impusă, asumată pe care acum nu știu dacă s-o regret sau nu. Dar au și ajutat cumva personajele, pentru că probabil, dacă ar fi fost o etapă în, acum a carierei tale cu, cu totul alt tip de personaje, cum s-ar fi dus drumul poate ăsta? Poate că m-am și dus încolo, poate că am și fost ales de către regizori pentru drumurile astea de făcut, de cercetat. Pentru că ei au rezonat cu mine în momentul în care m-au ales au zis, asta vreau eu să cercetez ca, ca regizor, asta îmi spune textul, am nevoie de tine ca tu să cercetezi la rândul tău zona aceasta de dark, de comedie, de ce vrem noi, da? Ce, ce s-a întâmplat să fie pe, pe platou, pe platoul de filmare sau pe platoul ofertelor. Și uh, la un moment dat acest adevăr a început să influențeze viața mea personală, ba chiar și tipul meu de manifestare din timpul diurn. Pentru că ne fiind un actor care să își asume, da, domnule, eu joc teatru, ci fiind un actor care preferă să vâneze adevărul intim, nemijlocit, dintre mine și partener, sau dintre mine și text, sau dintre mine și mine. Ăsta conf... ultimul e cel mai greu. Da, da. Dintre mine și mine. Și cu capcane. Cu capcane, pentru că, de fapt, nu știi la un moment dat dacă tu nu cumva dezvolți o alt, un alter ego acolo pe scenă și asta s-a și întâmplat. Am dezvoltat din ce în ce mai mult o zonă din mine, care după aia s-a revărsat vrând nevrând și în viața mea. Tot cu adevăr, ca și cum eu eram și am spus da, îmi crește personalitatea. Sunt din ce în ce mai complex. Până după falimentul personal despre care vorbeam. Ce s-a întâmplat de data trecută până acum este că am putut să verbalizez următoarea frază, următorul gând. În situațiile scenice ne sunt prezentați oameni toxici. Oameni toxici. Situații toxice, relații toxice, relații nefericite, care încearcă să răzbată, care încearcă să se justifice, care încearcă să existe și se consumă high level, în apexuri, numai apexurile le luăm, că în data trecută ținem minte discuția noastră, numai vârfurile existenței dramatice. Ale personajelor, le luăm, le decupăm și le punem și le așezăm într-o piesă, pe care după aia vine un spectacol de teatru. Ce vine, vine actorul și ia aceste apexuri din situații toxice, relații toxice, personaje toxice și le pune pe scenă. Iar ele nu mai sunt ale spectatorului, sunt ale personajelor. Deci toxicitatea nu mai e la mine, mi-o consum și las pe cel de acolo de pe scenă să o consume în locul meu. Iar eu, dacă sunt destul de deschis, dacă actorul a fost destul de bun, dacă regizorul a fost destul de bun, eu îmi fac lecțiile, în liniște, în umbră, și în individ, în întuneric, dar și în comunitate, că suntem un grup care ne uităm la tine, actorule. Dar ce fac cu mine? Eu, acum, am o altă datorie să înțeleg că vorbesc despre toxicitatea din mine când sunt pe scenă. Și să o las acolo. Din păcate, genul acesta de igienă se face foarte greu. Tot mi a spus că nu, așa am fost învățat din facultate, nu ucizi pe destemână în fiecare seară. Dar asta vine cu timpul, înțelegând încetul cu încetul cât de mult intră în viața ta, fără să-ți dai seama, cu adevăr, cu simplitate chiar, parșivă, toxicitatea personajului în viața ta și cum te amplifică pe tine și cum tu ești validat în fiecare seară pe asta. În fiecare seară, oamenii te aplaudă pentru cât de toxic ai fost. E o nebunie. Depinde de personaj până la urmă. Adică tu îmi spui mie că și în cea mai comică și nevinovată situație, tot toxicitatea... un singur exemplu. Nu știu, mușcata din fereastră. E cel mai nevinovat text românesc de, de teatru. Îți, îmi, îmi, dai un personaj inocent. inocent El a în pe cel situație. mai puțin toxic. Da, pe cel mai puțin. Dar îmi dai un personaj inocent și atunci descoperim că inocența lui, în momentul în care este jucată, pentru el, pentru personajul respectiv, e toxică. Pentru că el, ca să poată să crească, trebuie să treacă de această inocență. O conștientizare a faptului că inocența îi se trage dintr-un pattern de manifestare. Nu? Eu mă opresc în a am tot timpul senzația că eu sunt de vină. Am tot timpul senzația că am făcut eu ceva greșit. Am tot timpul senzația că trebuie să-l slujesc pe celălalt, să-l alin pe celălalt. Că mă, mă ofer în permanență. Și asta vine în, din niște sâmburi nu tocmai sănătoși. Când tot timpul oferi la nesfârșit, pentru că așa ai fost educat pentru că aia este apa în care tu ai crescut și acum tu ca pește te zbați într-o apă tulbure. Și tot Ba mai mult e și peștișorul de aur Ești și timpul. peștișorul de aur, da, și uh, tot timpul îndeplinești dorințele altora și tu nu pentru tine nu mai trăiești. A? cel mai inocent personaj, nu? Îl luăm așa? Da, uite, de multe ori m-am jucat efectiv cu această întrebare și cred că de data asta o adresez în cel mai serios mod posibil. Pe Ți se întâmplă în situații de viață în care nu știi cum să acționezi, să reacționezi, să-ți folosești replica sau atitudinea unui personaj pe care îl ai în da, repertoriu da, sau l-ai avut? Da, da, dar după aia anunț dintr-o etică. Îmi asum asta din dorința de a fi și foarte bine rânduit eu cu mine. Dacă eu folosesc o replică, spun... Uite, asta este de acolo. Dar s-a potrivit al naibii de bine în situația noastră de viață. Deja, na, s-au acumulat câteva câteva ziceri care m-au uh, urmărit și care mă vor urmări probabil toată viața. Pentru că acolo, pe scenă, biblioteca personală, biblioteca personală lui. sunt reflexe dobândite și um, săpate șanțuri pe cortex și pe suflet din ce în ce mai adânci. Cu fiecare seară, cu fiecare reprezentație. Din afară, privită meseria voastră, știți poate să fie așa. Fie acel actor pe care îl percepi, actor-actriță, că arde pe scenă, eu. Da? Formulă, da. uzitată? Sau care prestează pe scenă? Da? Și se protejează. Și ce poți să-l învinuiști? Nu. Poți să crezi că nu. El știe ce face. El știe că are nevoie să fie tehnic, să fie departe, să fie la un job acolo, pentru că știe că e un reflex pe care el după aia îl, îl trage după sine în propria personalitate. Cum faci să ajungi să joci roluri care sunt dure, toxice, din ce în ce mai ample în sensul acesta? Și după aia să zice, da, dar acasă am o viață normală, sau cât de cât normală și găsesc un om care să mă înțeleagă ca atare, cu care să pot să împart, să împărtășesc existența asta pe lumea asta. Pentru că în același timp, iar învățam noi la școală, că ai intrat în teatru tu, Ioan Andrei Ionescu, ai făcut pașii pe scări, cabină, ți-ai pregătit tot ce aveai de pregătit și personajul tău e de-abia din momentul în care ai făcut acel pas din culise în scenă. Fals. Și personajul tău pleacă odată ce ai făcut pasul invers. Din scenă în. Maestre, cum faceți culise? să intrați în pielea personajului? Dragul meu, nu intru pe nicăieri și nu știu pe unde să intru Uite, în pielea personajului. Îl trag așa pe cap ca pe căciulă. Nu există așa ceva. El e cu mine. Îl manifest ulterior într-o situație. Dar îl manifest pentru că l-am încorporat. L-am lăsat să fie cu mine. I-am creat spațiu. Megaderam, da? I-am creat spațiu pe creier, pe suflet, în sufletul meu, în care să spunem că ar fi un cerc, i-am dat voie să împingă feliile de pizza în stânga-dreapta și să-și creeze propria lui felie. Cu reflexele lui, cu trăirile lui, cu transpirațiile lui, cu obsesiile lui, cu bucuriile lui. Dar el există acolo sunt eu, nu e altcineva. Eu sunt. N-am cum să fiu eu altcineva când am ieșit de pe scenă. Dar pot să știu că eu nu mai sunt pe scenă, pot să știu că nu mai sunt în situația respectivă, pot să știu că eu acolo pe scenă am funcționat cu trigărele mele pe care le-am observat, trigărele mele îmi vin de acolo, de unde? Din situațiile mamă, din situațiile din copilăria mică, și de acolo, din copilăria mică, în momentul în care văd din nou triggerul, cad de pe scenă, în viața mea reală, zic stop, stai puțin. Stop conștient. Nu, asta dacă vreau să-mi rezolv, mi-o rezolv pe scenă. Mă duc acolo. Și dacă e un regizor inteligent, dacă e un regizor care vrea și el să se însănătoșească, creează de așa manieră compoziția. Astfel încât, la sfârșit, mesajul să sublimeze toate energiile astea negative. Nu vorbim numai despre energii pozitive la teatru, vorbim despre energii pozitive din punctul de vedere al spectatorului, pentru că vede acolo pe scenă ceva ce nu e el și se bucură că nu e el. O, da. Ce bine că nu sunt acolo, ce mi-a amintit, -am ce trigger de -a, de -a bun este pe scenă în momentul de față, pentru mine, pentru problemele mele, ce mi-am amintit de unde îmi vin. E bine că m-am eliberat. Da, voi aveți, așa hai să spunem asta, pentru că se învață în parte și la școală și se învață din școala vieții ulterior. Voi aveți acest exercițiu care e practic matematic. Căci altfel, ai ieșit pe scenă cărând personajele după tine și ai ajunge fix la bălăceanca. Corect. Da, da, delimitările sunt, există. Clar. Nu. Ai spus ceva, un cuvânt foarte bun, matematică. În... Există mai multe feluri de personalitate, dar eu le-aș împărți de obicei le împart în două tipuri de personalitate sau două tipuri de creștere. Tipul uh... osmoză, tipul uh... plasmă, care crește, își pune puncte aici, colo, în personalitatea lui și după aia crește, dar nu într-un mod extrem de controlat, cam cum poți să controlezi un foc. Și tipul um, matrice, ca în matematică. Avem coloane și orizontale. Și acolo avem pentru fiecare element din personalitatea noastră, din relațiile pe care le avem, din trăirile, din memoriile pe care le avem, din proiectele pe care le avem, avem câte o căsuță. Sunt două tipuri de personalitate. Un actorul trebuie să fie în și una și cealaltă în același timp. Să se lasă să, să crească, să se lase să crească necontrolat, ca focul, și pe care foc după aia să vină să-l pună în cutiuțe foarte bine delimitate. Uite, ăsta e un punct de foc, dar acolo rămâi, în cutiuța respectivă. Ăsta e alt punct de foc, dar rămâi acolo în cutiuța respectivă. Problema este că dacă faci prea tari casetele astea, casetarea asta, după aia pici în formalism. Pici într-o zonă în care, cum spuneai tu mai devreme, vii la serviciu și prestezi ceva. Un serviciu. Prestezi o formă. Da, o știu pe asta, am mai jucat genul acesta, acesta de rol, nu mai o aprofundez, este tipul ăla de, ăla de gândire, am băgat caseta în creier și după aia am dat drumul la vorbe. Că am o memorie mai bună sau mai puțin bună? Mai bine sau mai puțin ed educată? Cum faci să lași totuși acele casete să să-și permită una altea să comunice, să învețe Pe una e de la cealaltă? Să, să adaugi, comunice între ele. Să ca adaugi altfel. casete din nou să adaugi casete din să, să adaugi un foc nou. În casete focul moare când nu are oxigen. Aici a fost un foc. <gânghe> nu. această cenușă este rolul și pe și să-ți preiau ofer. metafora, vezi tu, fiecare casetă de genul ăsta are pe ea o etichetă, pentru că în lumea asta trăim și punem etichete cu duiumul, uneori punem etichete una peste alta și nu ne mai uităm la conținut de asta, e altă poveste, și Poate să vină un regizor și să spună a, dar nu-l distribui pe pentru că e doar tipologia aia. Mm -hmm. Sau tocmai să vină acel regizor care să caute uite cum a făcut doi așvilii cu, cu tine și cu mulți alții din distribuțiile lor, din distribuțiile lui, vorbind un regizor care nu vă știa dinainte. Exact. Care nu vă văzuse, care n-avea etichete. Exact. Da. Care pur și simplu a stat și a privit, Dar un fin observator. a privit fiecare cutiuță și a folosit exact flacăra de care a avut nevoie. E un fin observator, David aș fi. Mă refer la cele două spectacole care, din păcate, în momentul ăsta nu sunt și n-aș înțelege a, lir, de ce nu lir sunt. S-au oprit, oprit pentru că na, el și-a consumat. Ce, ce spectacol nu și-a consumat? Nu și-a trăit trei, nu și-a mâncat Mălaiul după părerea mea. E Livada de Vișini. Și uh, este, a fost și poate să fie în continuare un spectacol important al teatrului. Dar a venit pandemia. Dar una dintre actrițe uh, a rămas însăcinată, după care a născut, după care a avut o problemă. Uh, după care au venit premierele în valuri de la Teatrul Național, din care premiere în două sunt deja, urmează a treia. Deci, uh, Cumva viața a venit și a... te împinge de la spate, nu poți să stai după o pandemie și după... Dar am ridicat problema uh, directorilor noștri, uh, am vorbit chiar ieri cu, cu Marius, cu Marius Bodochi și se gândesc să vadă dacă mai e necesar, dacă se mai potrivește în momentul de față repertorului Teatrului Național. După părerea mea, s-ar mai potrivi, dar acum nu, nu am eu, nu sunt eu în poziția lor, e strategia lor și e drumul lor ca directori. Până la urmă, e treaba lor, nu e a mea. Asta categoric, dar rămăsesem la această idee de regizorii care vin și găsesc exact. Rămăsesem aici și plecăm mai departe. Ochiul proaspăt. Cum faci să vii cu un ochi proaspăt? cum faci să-ți învinși ție formalismul, cum faci tu ca și ca regizor, nu? Cum faci tu ca regizor să vii în același teatru în care ai mai fost de 3-4 ori și să ai curajul să schimbi total distribuția. Să nu mai calci. Că și David când a venit a doua oară, tot cu aceeași aproape a montat livada, cu cei cu care exersase deja la regele Lir. Dar punându-i în cu totul alte... Bun, în, da, punându-i în cu totul, dar el deja se simțea confortabil cu anumite personalități. Nu poți să iei asta unui regizor, pe de altă parte poți să te gândești păi da, parcă parcă aș vrea și eu, de exemplu, să joc la nu, nu am dat nume și nu iau la întâmplare, dar nu neapărat. Foarte la întâmplare. Poate aș vrea și eu să joc la Afrim. Eram sigură că asta o să spui. Dar. S-ar putea să fie o chestiune de afinitate. Personală. De. Incompatibilități în timiditățile noastre. Dar nu vorbesc neapărat de Afrim. Vorbesc de relația dintre doi artiști, oricare ar fi ei. Timiditățile, lacrimile, umezelile noastre intime trebuie să se potrivească undeva ca ele să poată după aia să genereze ori să fie foarte sare cu sare și atunci să vină lichidul care este textul, care e situația, ori să fie bază cu acid și să erupă undeva. Undeva va erupe, undeva se va se va clătina ceva și vom, vom juca ca pe arce. Care dintre tipologiile astea de regizori le preferi totuși? Hmm. Hmm. Pe care? Care sunt preferatele? Um... Nu cred că până acum, când m-am întâlnit cu un regizor, nu am avut nepreferați. Într-un fel sau altul, dinamica dintre mine și regizorul respectiv a dus la un produs. Nu am putut eu niciodată și nu, nu m-au luat alții niciodată dintre cei care știau că nu sunt. Că, că, care știau că nu au cum să facă cu mine o executare. Adică, ce spui tu, iar să mai traducem pentru acasă? Vine regizorul și spune, asta e ideea mea de spectacol, așa îl văd eu până aici, totul absolut corect. Și pe urmă spune, tu faci așa și doar așa, de la A la Z. În loc să descoperiți și să creați. Cumva da. personajul vorbeai împreună. Etichete, vorbeai de etichete. Pe mine sper și așa am fost educat și de către tata și de către mama, nu s-au prea pus etichete. Tata putea să pară nonconformistul nonconformiștilor într-o societate în care uh, nu era admisă barba, părul lung sau. Să nu vii la costum ca profesor la școală. Tata nu venea la costum la, ca profesor de desen la școală. Tata era pictor, purta barbă. Uh, era și partea altă. la maica mea. Mama era catalogată ca intelectuală pentru că avea ochelari. Ea fiind intelectuală, dar nu daia intelectuală care ochelari. Uh, eu, o, noi ne tragem cu toții dintr-o lume extrem de formală, și un pat alu Procus comunist odios, oribil. Acum, în viața asta de zi cu zi, artistică, nu avem cum să nu fim influențați de trecutul ăsta, de mentalul ăsta colectiv românesc, în care preferăm mai degrabă să punem etichete și să ne folosim de oameni așa cum sunt ei în mintea noastră și să nu iasă cumva stânga-dreapta, că cine știe, poate că eu o să descoper că um, proiectul meu nu, este chiar, nu stă chiar foarte bine în picioare. Asta este problema de fapt. Este un necuraj în a lăsa proiectul să zbur de unde vrea el proiectul. În capacitățile, cu ajutorul capacităților noastre artistice, care se întrepătrund, care dau viață într-un fel al lor, bun, că știu meserie, că știu să pun aici punct, că știu să ridic aici mai sus că aici știu să uh, fac un fel de magie din culori din... Uh, dar uh, în același timp am nevoie de libertate ori regizorii care știau că nu au cum să mă uh, forceze în nu au cum să-mi fure libertatea nu m-au ales cei care voiau să mă fură și nu m-au putut fura. N -n -n... Știau că nu o să mă poată fura. Și au fost... adică ai simțit așa vreodată că -au te uiți... au proaste. Doar proaste? E sigur? Adică ai simțit cumva că te uiți la vizier, vezi un anume titlu și ți-ai fi dorit să fii în acel titlu, în acea distribuție și nu ai proiectele fost chemat au fost în felul invitat sau chemat la casting? Am fost invitat, am nu. La casting m-am dus întotdeauna unde unde am simțit eu că, că am nevoie. Unde am simțit că am ce căuta, m-am dus, am dat casting și intuiția nu m-a înșelat aproape niciodată. Chiar trebuia să fac rolul ăla. Așa, așa. se întâmpla cu Brâncuș? Că uite, n-am apucat să te întreb niciodată. Brâncuș este un, un caz în care eu am vrut neapărat să mă întâlnesc cu rolul respectiv. Nu m-a interesat și nici acum, în momentul de față, nu mă interesează calitatea produsului, ci întâlnirea mea cu Brâncuș a fost importantă pentru mine. Întâlnirea mea cu uh, cu Claudiu, Blânț, a fost importantă pentru mine. Eu mă știam cu el, dar nu mă întâlnisem niciodată cu el. Acum mă întâlnesc cu el peste ani, din nou, dar nu pe platou de filmare, ci mă întâlnesc cu el acum uh, la. Dragoș Galgoțiu. Chiar și, că spuneai că urmează prima oară încă când încă un întâlnit proiect. Cu el, prima, prima oară când m-am întâlnit cu el a fost la legenda ultimului împărat. Oh, oh, ce vremuri! Ce vremuri <laughs> foarte, foarte de demult. De, dinainte de Caramitru, imediat după aia, era un spectacol de succes, al lui Alice Barb, în care eu jucam nimic, eram student încă, dar pe mine m-a fascinat jocul lui Claudiu atunci. Îl știam pe Claudiu. M-a fascinat uh, rolul lui, lui George Ivașcu, care îi juca cu totul și cu totul altceva decât rolurile comice pe care eu le știam. Etichete? Etichete. Etichete. Apropo de etichete. Era altceva. Era o bombă. O bombă de energie mentală. Nu de energie corporală, așa cum lumea îl știe. E capabil... Dacă e distribuit unde trebuie, un astfel de om să-și canalizeze energia pe mental. Cum uh, Claudiu era capabil să facă balans, era în, în plină și acum e într-o formă artistică deosebită. Uh, balans între uh, corporalizare și simplitate. Și uh, acum am reîntâlnit cu, cu Claudiu, repetăm acum la de obicei nu vorbesc înainte despre proiecte, dar uh, Crai de Curtea Veche, regia Dragos Galgoțiu, la Teatru Național. E, uh, să spunem așa, că sunt printre norocoșii acestei lumi. Și hai să revenim și la partea aia, mai puțin norocoasă. Cu Te tip. întrebam dacă au fost la vizier distribuții titluri nu mi-am dorit neapărat ceva niciodată. Dacă mi-am dorit ceva, m-am dus și am dat probă. Sau am tras de mâine, că vreau și eu. Mi-aș fi dorit, de exemplu, să mă reîntâlnesc cu Dabija. Când a fost dale carnavalului. Dar cu Alexandru Dabija am o relație în care nu pot eu să-l trag. Mi-e puțin cum să vin, să cer eu ceva de la el. Când el este un om cu o minte atât, cu o minte prodigioasă. El știe mai bine decât mine. Pe mâna lui m-aș lăsa oricând. În cum știe el? Dacă el a făcut un anumit tip de distribuție, știe el că pentru produsul lui artistic distribuția aia e necesară. N-am ce căuta eu acolo. Deși mi-aș fi dorit să joc pampon. Dar nu, nu eram pentru cum a alcătuit el situația. Ce să caut eu să să stric un produs pentru că vreau eu un rol? Nu. Um, dacă îmi doresc să fiu într-o distribuție, îmi doresc să fiu într-o distribuție la un regizor important, puternic, deștept, uh, care să aibă un anumită. Ceea ce de am experiență. și făcut de-a lungul carierei. Așa mi-a mi ajutat, mi ajutat bunul Dumnezeu. Um, dar dacă eu nu mă regăsesc într-o anumită distribuție la un astfel de regizor, înseamnă că dacă eu vin acolo, el știe mai bine. Înseamnă că dacă eu vin acolo în, în distribuția respectivă, o stric? O dezechilibrez cu ceva. N-am ce căuta. Da sau nu? Că pot fi și acele cazuri în care regizorul chiar să nu știe Asta ce călătorie poate avea cu tine? S-a cam dus pentru mine, cel puțin, vremea respectivă am făcut astfel de heirupuri în prima parte a vieții mele de artist, de exemplu, la rolul Chicago, când a fost un regizor străin, când era vorba despre un directorat care deja avea o listă cu preferați, când eu eram proaspăt acolo și nu prea eram asimilabil de către direcție, Uh, venisem pe un proiect al Cătăline Buzoianu uh, și cu Valiseciu, Valiseciu tot mai refuzase nu știu ce premiu uh, care era la concurență cu premiile unite, și atunci directoratul de atunci a zis uh, la revedere stânga uh, îl domn la pachet și pe Ioan Andreonescu cum că nu e, e persoana non grata și m-am dus la Chicago cu regizor străin și m-am zbătut, am dat din picior și am zis că vreau neapărat să dau o probă și am dat probă și am a fost folosit ca a doua opțiune, după care am dat premiera. Și hai să. Uh, pentru paranteza respectivă, să spun menageria de sticlă, spectacolul domnului Cătălina Buzoianu, asta, așa. Să, asta a fost. Să călătorim și a fost. În, uh, în timp cu da. acele momente reper. Pentru mine, da, pentru mine reper. Uh, Carametru, când a venit, a făcut-o. O repunere în bună matcă a acestui proiect, nu l-a mai lăsat la subsol și a ieșit foarte repede. Și a fost practic, el a fost debutul meu în Teatrul Național. Proiect pentru care eu am venit, am dat probă, am fost angajat acolo. Adică pentru asta am fost angajat. În tatu Național, cu probă, cu comisie, cu tot. Și uite, am pornit uh, discuția noastră de la cel mai recent spectacol. Am amintit și ce premieră va urma. Și. Nu Încheiem. Că da, încheiem. <laughs> în trebuie să în două minute. Ia... În două minute. Stai că tu m-ai provocat. Fii atentă, că tu m-ai provocat. Și începe așa. Deci, nu, ține ai răbdare, mai e timp? pentru că trebuie să și spun ce facem noi acum. Așa, în direct. Uh, săptămâna viitoare, pe 15, zi este Ziua Națională a Culturii, drept care vom fi uh, în, uh, pe tărâmul poeziei. Și dăm așa startul ceva mai devreme. Eu mi-am deschis telefonul și am să-l filmez pe Ioan Andrei Ionescu recitând. E o poezie pe care am ales-o astăzi dimineața alături de tine. Tu mi-ai sugerat să facem un George Țărnea. Este în a doua lectură din viața mea, și sper că o să ajungă la voi. George Țărne: Tăcerea Necesară Nu te-am luat din brațe, iubito, nimănui. Și nimănui din brațe nu-i chip să te mai las. Târziu vei înțelege că altă cale nu-i. Tot mai aproape nopții cu fiecare pas. Fiind-a mea odată, așa rămâi mereu, chiar dacă împotrivirea prea tânărului trup reverberează tragic și arde în trupul meu. Din gândul tău, eu, sigur, nu am cum să mă rup și voi trăi acolo, cu tine la un loc indiferent ce alte greșeli ai să mai faci. Aceasta e chiar iubirea și nici de cum vreun joc. Ascunde-mă, iubito, ascunde-mă și taci. Și cum spune Shakespeare, restul e de cere? așa încât ne oprim aici. Mulțumim încă o dată, Ioan Andrei Ionescu, pentru această călătorie de început de an. La mulți ani și să-ți fie pe scenă și în afara scenei, așa cum își dorește sufletul tău. Cu vești bune! La mulți ani. Mulțumim, Adelina, pentru ajutor. Rămâneți pe București FM, dragi prieteni! Aici e capitala!